Vreau să vă supun sub aprobare procesul verbal de la ședința precedentă. Cine este de acord? Deci se convoacă pentru data de 20 septembrie 2016, orele 16, scuzați, Consiliul Local al Comunei Ireșteni, în ședință ordinară, privind publică, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind realizarea în parteneriat cu Consiliul Județean Iași a acțiunii manifestării sau proiectului tradiții și obicei românești specifice zonei Ireșteni, județul Iași, 2016. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ireșteni, județul Iași, pe anul 2016. Proiectele de hotărâre de pe ordine de zi au fost inițiate de primarul Comunei Ireșteni. Dacă sunt comentarii la aceste două sau eventual alte probleme. Eu propus spre aprobarea ordinii zi. Comentarii vor fi alte propuneri. Ei, nu, păi la asta am vrut să... Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi. Hotărârea numărul 55. Privind realizarea în parteneriat cu Consiliul Județean Iași a acțiunii, manifestării sau proiectului tradiții și obiceiuri românești specifice zonei Ireșteni, județul Iași, 2016. Consiliul Local al Comunii Ireșteni, județul Iași, având în vedere prevederile articolului 91 aliatul 1, litera E și F și aliniatul 6, litera A, din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată. Având în vedere cererea primarului Comunei Ireșteni și întreaga documentație înregistrată la numărul 2595/1907/2016 prin solicitarea încheierea unui acord de cooperare cu Consiliul Județean Iași, primind finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni, evenimente, manifestări, tradiții și obicei românești specifice zonei Ireșteni, județul Iași, 2016, documentația înregistrată la Consiliul Județean Iași sub numărul 21.946/20.07.2016. Având în vedere prevederile legii numărul 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, având în vedere prevederile legii 273/2006, privind finanțele publice locale actualizată, având în vedere hotărârea numărul 5/2016 cu privire la adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ireșteni, județul Iași, pe anul 2016. Având în vedere anunțul privind ordinea de zi al ședinței ordinare al Consiliului Local Ireșteni pentru luna septembrie, registrată la numărul 2858/1708/2016, având în vedere referatul domnului Chiperi Adrian Florin, referent cultural în cadrul a patrui de specialitate al primarului Comunei Ireșteni, înregistrat la numărul 2884/19.08/2016. Având în vedere proiectul de hotărâre privind realizarea în parteneriat Consiliului Județean Iași a acțiunii, manifestării sau proiectului tradiții și obiceiuri românești specifice zonei Ireșteni, județul Iași, 2016. Hotărăște. Se aprobă realizarea în parteneriat Consiliului Județean Iași a acțiunii, manifestării sau proiectului tradiții și obicei românești specifice zonei Ireșteni, județul Iași, 2016.
Articolul 2. Primarul Comunei Hileștenii va duce la îndeplinire prevederile prezentului hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunei Hileștenii va comunica un exemplar de pe prezenta instituției prefecturului Județului Iași prin control, pentru control și legalitate, aducând la cunoștința cetățenilor Comunei Hileștenii prezenta hotărârii prin afișare. După câte am înțeles, deci este vorba despre un parteneriat al Comunei Hileșteni cu Consiliul Județean Iași cu privire la organizarea sărbătorilor Comunei Hileșteni. Deci ei, astăzi și au semnat, mi-au aprobat cu 15.000 de lei subvenții pentru derularea acestor manifestări culturale. După cum știți, o mare parte aceste manifestări le-am avut începând cu tabăra de copii, care a fost în 25 august, la centru de zi, cu câțiva copii, 8 copii din Ucraina, 8 copii de la noi din comună. Iar duminică, sâmbătă, întâi sâmbătă 24, dar asta în funcție cum vor ajunge acești copii din Ucraina, sau vineri după amiază, suntem încă în tratativ, știți prea bine trecerea la graniță, vom avea iar activități cu ei și, bineînțeles, duminică, sărbătoarea. Da, dacă aș putea să vă spun câteva reperi din acest acord. Deci a fost tabăra. Va fi o expoziție și pentru bunici aici, în curtea primăriei, pe scena asta, da? Va fi invitat poetul Emilian Marcu la bibliotecă și cu copii din Ucraina, unii vor recita câteva poezii despre Bucovina. Iar tot duminică, începând cu orele 14, vom acorda diplome de excelență pentru familiile care au aniversat 50 de ani de căsătorii, știți prea bine, aceste diplome, suntem deja la 9 ani. Noutatea este, dacă o să fiți de acord, și am spus-o și la deschiderea noului an școlar, să acordăm diplome de excelență elevilor care au obținut premii la Olimpiade la învățământ, să stabilim, da, bugetul fiind destul de mic, măcar câte 100 de lei de persoană. Ceva nou, ca să... Da, după care, după orele 15, da, va fi parada portului. Totodată avem invitația ansamblu folcloric Pietricare, Perla de la Cernăuți. Ansamblu folcloric de la Hârlău, Sârba cu Năframă. Fanfara de la Zeci Prăjeni. Și, bineînțeles, la urmă, a noștri locali care se vor înscrie. Da, dacă timpul va fi favorabil, prima parte a activității se va desfășura în curtea primăriei pe scenă, unde sperăm primirea oficialităților din Vașul Caș și dumneavoastră consilieri să fiți prezenți începând cu orele 14. Acum eu am dat invitație, vedem ce oficialități vor veni și ne vor susține. După care, dacă vremea va fi frumoasă, pe stadion. Dacă nu, Căminul Cultural. Da, cam asta este în mare acordul. Bineînțeles, acolo este un buget, cu cheltuieli, cu tot, justificat. Am avut și anul trecut finanțare tot pe aceeași sumă. Deci vreau să spun că este aprobat în Consiliul Județean, hotărârea a ieșit, acordul este, au trecut aproape în unanimitate, inclusiv cu votul opoziției. Deci, și am mulțumesc eu. Am fost susținut pentru că de atât de domnul Ardeleanu, cât și mai mulți consilieri județeni, domnul Cotiug, mai mulți. Da, și, da. Ar fi păcat să nu dușim la bun sfârșit un proiect cultural.
Da, dacă sunt alte întrebări. În cazul ăsta, supunem la vot. Hotărârea numărul 55. Cine este pentru? Hotărârea numărul 56, privind rectificarea bugetului de al Comunei Creșteni de Iași, de anul 2016. Consiliul Local al Comunei Creșteni, județul Iași. Având în vedere prevederilor legilor 339, legea 273, prevederile hotărârii numărul 5, 2016, adresa numărul 4413-2016, emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, având în vedere adresa 23.843-2016, emisă de Consiliul Județean Iași, hotărăște. Foarte multe în vedere. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Creșteni de Iași pe anul 2016, după cum urmează. Secțiunea financiară. Funcționare, scuzați. La parte de venituri, se majorează capitolul 42.02.51.01, subvenții primare de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național destinate secțiunii finanțare a bugetului local, cu suma de 15.000 lei. Se majorează capitolul 43.02.21, sume de la Agenția Națională de cadastru și publicitate imobiliară cu suma de 135.000 lei. Se majorează capitolul 11.02.02, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiul București, cu suma de 150.000 lei, sume foarte mici. La parte de cheltuieli, se eliminează capitolul 51A-20-01-09, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, cu suma de 5.044.000 lei. Pardon, 5.44.000 lei. Se majorează capitolul 51A-20-01-06, piese de schimb, cu suma de 3.015.000 lei. Se majorează capitolul 51A-20-06-01, deplasări interne, detașări, transferări, cu suma de 2.029.000 lei. Se majorează capitolul 65A-10-01-01, salarii de bază, cu suma de 150.000 lei. Lei. Poate mii de lei. Lei. Se majorează capitolul 70A-20-30-01, reclamă și publicitate, cu suma de 135.000 lei. Se majorează capitolul 87A-20-30-30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 15.000 lei. Secțiunea dezvoltare. La parte de venituri, se majorează capitolul 420205, planuri și reglementări de urbanism, cu suma de 33.031.000 lei. Se majorează capitolul 4502-0403, prefinanțări, cu suma de 101.038.000 lei. La parte de cheltuieli, se majorează capitolul 51A-7101-01, alte active fixe, cu suma de 33.031.000 lei. Se majorează capitolul 84A-560402, finanțarea Uniunii Europene, cu suma de
101,31 mii lei. Serviciul Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Secretarul Comunei Chireșteni va comunica un exemplar de pe prezenta instituției prefectului de triaj pentru control și legalitate, de calitatea actelor, Serviciului Contabilitate, precum și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași. Domnul primar, copii, văd eu foarte multe... Haideți să vă explic în mare. În mare parte avem așa. La partea dezvoltare, să luăm care să zicem mai bine. Aici am făcut, am semnat un contract cu OCPU. Cât? 135.000 de lei să înceapă să facem cadastru cartea funciară a comunei. Dar am semnat contractul, nu se prinde nimeni să fac e prețul prea mic. Dar o să vedem. Bun. Nu vor, doamne. Nu vor, că e prea mic pe hectar. S-o stabilit la cât? 60 de lei pe hectar. Pe parcelă. Și nu vor. Zici că e prea mic, nu știu ce o să faci, dar e problema tot județul. Bun, la partea de venit. Se majorează subvenții primare la buget de stat pentru finanțarea unui program de interes național destinat secțiunii funcționare a bugetului local cu suma 5.000 lei. Asta este acordul care l-am aprobat acum cu Ziua Comunii. Bun. Se majorează capitolul 4.3.2.2.1, suma de Agenția Națională de Cadastru cu 135.000, care v-am zis. Bun. Se majorează capitolul 11.02, sumă de falcare în taxă valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașe, municipiul sectorial și municipiul București, suma de 150.000 lei. Asta ce-i? Hai acolo la documentație. 150.000, tot așa. Cu ce avem? Contract de finanțare? Mai trebuie să știi. Cu cadastru am zis, cu ce am zis? Cu școală. Dați adresa să văd. Deci, singura bani care am primit, 150.000. Suma taxă locală, așa, care reprezintă finanțarea dreptul prevăzută prin legea 86-2016, arestaților aferente titlurile executorii ce puteau fi plătite până la 31.12.2015, până în testul de învățământ pe universitate de stat. Și au câștigat în instanță. Bun. Asta este mare așa. Bineînțeles, se diminuează partea de cheltuieli cu asta rămânează, am înțeles. Da. Nu. Ce au câștigat în instanță s-o drepturile salariale. N-am mai avut câștigat o parte din ele. Da. Acum, indiferent de că le-au câștigat în proces sau nu, deci, astea sunt... S-au predatori, din 2008. Deci, tot partea este. Deci, efectiv, altceva... Na, eu sunt de-a urmă, dar înainte, primul an, când nu s-o dat, la ceva la investiții sau funcționare. Deci, primul an, rectificare, deci noi n-am mai avut rectificare până acum anul acesta, e prima rectificare, dar ați văzut, numai pe învățământ s-a dat ceva, pe dezvoltare, pe astea nu s-au dat. La ce se referă partea de publicitate? Și am văzut ceva... O să trăiești limitor pentru cadastru și... Da, dar așa se cheamă, așa se cheamă. OCPI, publicitate, cadastru, publicitate imobiliară. E pentru aia, da. Capitol. Capitolul, așa se cheamă în buget. Ei public, ei fac tot OCP. Da, dacă mai sunt discuții. Nu trebuie să fie acolo, de ce înseamnă publicare. Da. Propun aprobare hotărârea numărul 56. Cine este pentru? Contrivă.
Da, cu astea fiind zise, eu vă mulțumesc pentru participare.